Un caz ciudat pune sub semnul întrebării modul cum poliția rutieră identifică și sancționează participanții la trafic. Un gorjan s-a ales cu o amendă în valoare de 750 de lei după ce a fost înregistrat de un aparat radar. S-a ales cu o amendă pentru că bicicleta sa nu era dotată corespunzător. Acum bărbatul este bun de plată, dar soția sa consideră că s-a făcut o nedreptate, iar amenda este prea mare. Era pe bicicletă ducându-se să-și ia și el pâine și țigări la grădiniță. După trecerea de pietoni a venit un echipaj de poliție și zice, stai aici, unde mergi, uite, bicicleta neechipată, trebuia să spună și ei ceva. Bicicleta neechipată și n-ai și nici vestă. Și mai era un bărbat, un vecin după acolo de necunoaște și ce bă, zice, îți dau 7 milioane amendă. Păi zice, pentru ce? Păi zice, n-ai vestă pe dumneata. 7 milioane jumate, domne, că n-am un singur ajutor. Afară erau condiții reduse de vizibilitate, iar bărbatul nu purta vestă reflectorizantă. Motiv pentru care, spun polițiștii, bărbatul a fost sancționat conform legii. Polițiști din cadrul serviciului rutier Gorj, în timp ce desfășurau o acțiune pe linia respectării regimului legal de viteză, pe DN66, au identificat în trafic un bărbat de 55 de ani, care conducea în condiții de vizibilitate redusă o bicicletă neechipată cu elemente și dispozitive corespunzătoare. Bărbatul prezenta riscul de a fi victima unui accident rutier. Omul este prea sărac ca să-și poată permite să plătească amenda. Va trebui să facă muncă în folosul comunității pentru a achita sancțiunea. Și a trecut timpul, ce să fac, de unde să iau și cum să fac, și nu i-am dat până acum. Și acum a rămas că să-i dăm. Trebuie să facă, să facă muncă în folosul comunității. Da. Cum de unde aveți, cum să deținim posibilitatea să plătiți? Normal, bă, de unde? Că dacă eu stau aici, în căsuța asta mică, decade pe mine, că adevărul e. Din 2001 am dat 47 de milioane pe ea și de unde scoate banii ăștia? Și ceilalți bicicliști spun că s-a făcut o nedreptate, mai ales că bărbatul a fost amendat pentru că nu purta vestă reflectorizantă ziua. Pe ziua am întrebat eu polițai la Peșteana și ziua ai voie numai dimineața când e ceață și noaptea. Mie așa mi-a spus polițai. Doi polițai era cu mașina în piață la Peșteana. Păi dacă mie poliția mi-a spus, înseamnă că e abuz? Este sigur abuz. Că da. Dumneavoastră aveți claxon, aveți lumini pe bicicletă? Am lumini, auzi, am claxon, uite, lumină, uite-o. Eu, ce? Și claxonul? Ăsta nu-i claxon. Circulație în regulă. Și am și vestă. Dar eu te nu o pun, că așa mi-a zis poliția. Și nu o pun, eu, ce? Asta e vestă. Doar noaptea ca să vă vadă mașinile. Păi bineînțeles, noaptea și dimineața când e ceață. Supărat că a primit o amendă atât de mare, bărbatul a vândut bicicleta, iar acum merge pe jos.